Maratonista Paula Claudia Todoran, de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, sportivă antrenată de profesorul Mirel Seișanu, și-a asigurat duminică dimineața în Spania prezența la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în proba de maraton, după ce a încheiat cursa de 42 de kilometri și 195 de metri de la Sevilla în 2 ore, 36 de minute și 44 de secunde. În vârstă de 30 de ani, atleta originară din localitatea Românaș a plecat la Sevilla cu gândul de a obține biletul spre Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro și a reușit. Imediat după startul cursei, Paula s-a poziționat în plutonul fruntaș. La primul timp intermediar, instalat la kilometrul 10, eleva profesorului Mirel Seișanu era poziționată pe locul 11, trecând prin punctul instalat la aproximativ un sfert din distanța cursei, în 36 de minute și 2 secunde. Paula a trecut la cel de-al doilea punct de control instalat la kilometrul 15, în 54 de minute și 7 secunde, iar la mijloc cursei, la 21 de kilometri și 100 de metri, cronometrul indica 1 oră, 16 minute și 24 de secunde. În partea a doua, zălăuanca a încercat să mențină trena și a trecut la kilometrul 25 într-o oră, 30 de minute și 38 de secunde, iar la kilometrul 30, timpul înregistrat de atleta de la CSM Zalău a fost de 1 oră, 49 de minute și 33 de secunde. Ultimii 12 kilometri și 195 de metri au fost grei, dar și frumoși, deoarece atleta sălăjancă se afla în grafic și visul numit Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro începea să prindă viață. La kilometrul 40, Paula a trecut în 2 ore 28 de minute și 15 secunde și ocupa poziția a 10-a în clasament, dar pe ultimii 2 kilometri a reușit să urce în clasament și a încheiat cursa pe locul 8 cu timpul de 2 ore 36 de minute și 44 de secunde, rezultat în urma căruia maratonista din Zalău și-a îndeplinit standardul de participare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.